Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nord, nord, în scorpion, etalare generală, foarte generală, încerc să o fac mai scurtuță decât eram obișnuită, măcar să trec așa pe scurt prin toate zodiile, zodiile, pentru că ați văzut că am întârziat un pic, am avut câteva zile în care efectiv nu am avut timp și nici nu am putut. Încerc să continui până la sfârșitul zodiacului, repet, o variantă mai scurtă și să vedem ce mai reușesc să mai fac între timp pentru că programul meu este foarte și viața mea anul acesta se pare că e foarte marcată de numărul 5. Ascultați prezentarea pe care am făcut-o pentru 2021 din punct de vedere numerologic. Așa, scorpion, de orice natură ați fi, mesaje, în timp ce am amestecat cărți, nu, mai întâi mesajele, ok, aveți credință, aveți credință că în orice situație ați fi, dacă continuați să vă rugați și să vedeți partea bună, să vedeți partea bună a paharului, să vedeți soarele din zare, soarele din spatele norilor, soarele care, de fapt, este sursa de energie a întregii planete și a întregii noastre vieți chiar dacă sunt situații dificile, aveți credință că va fi bine. Aveți credință. E foarte important pentru mai ales numărul 12. Interesant, 12, casa a 12 a necunoscutului a credinței, al lui Jupiter, al peștilor. Da? Încercați și zburați un pic și transformați-vă prin vis, prin călătorii astrale, prin rugăciune, și da, interesant proiecție, fiți în prezent și visați la viitor. Încercați să ieșiți din tendința pe care au mulți scorpioni, orice planetă ați avea, aveți, avem o tendință de a sta prea mult în energia trecutului și mai rău decât, decât chiar uh, racii. Și în energie în, în griji, în griji. Cred că noua de spade se potrivește foarte bine celor cu marcaj în, uh, în scorpion. În continuare acțiunile vorbesc puternic. 4 și cu 9, 13, 3 și cu 1, 4. Vă creați stabilitate prin felul în care acționați, dar... Pe de-o parte, mesajul special este exprimați-vă dragostea prin acțiuni dragostea față de voi, față de lume, față de persoanele, eu știu, la care țineți. Nu stați în energia trecutului, aveți credință, repet, mergeți în urmă și reascultați primele mesaje, dar simt că această carte ține iar foarte mult de credință. Dacă ai credință, acționezi într-o credință. Acționezi știind că va fi bine, că vei trece ca această pasăre peste apele tulburi, da? și vei putea manifesta cândva pace. Asta am senzația că este o, lau, o, frunză de măslin și pentru mine măslinul este simbolul păcii, nu doar pentru mine și pentru alții. Încercați să manifestați prin acțiuni transformarea voastră. Aici sunt fluturi, aici este un personaj îmbrăcat în flori, e primăvară, vară, pardon, deși vremea e ca de primăvară. Îmbrăcați-vă într-o aură pozitivă, cu alte cuvinte. În timp ce am amestecat cărțile, nu uita să vă întoarceți inima către lumină și fiți în prezent, visați la viitor. Da, deci fiți în prezent, nu în trecut. Pentru că toate situațiile prin care a trecut v-au testat credința. Hai să încerc să fiu mai, mai iute. În timp ce am este casetul de cărți, am văzut îndrăgostiții și moartea. Transformare în dragoste. Este o dragoste foarte puternică pe care a să, prin care a trebuit să treceți tocmai ca să vă transformați. Și voi și ei și întreaga poveste. Acum cum se va manifesta noua versiune, cum va renaște noul copil, pentru că după moarte e un copil, e o renaștere, da? rămâne de văzut. Însă acțiunile vorbesc puternic. Probabil că a trebuit să alegeți. Între unii dintre voi, pentru că am văzut îndrăgostiți și apare, reapare patru de băte, probabil că unii, nu, pe, nu, toți, nu toți, nu toți, ați fost într-o relație cu flacăra voastră geamână și este foarte important, flacăra voastră geamănă vă poate distruge. Sau, dacă nu vă iubiți, dacă nu vă iubiți dacă nu aveți credință, sau dacă adoptați credință și dragoste față de voi, puteți să crește, să vă transformați, să vă refaceți viața, să apară acea moarte și renaștere în sensul bun al cuvântului, transformarea pozitivă și atunci rămâne de văzut cum se manifestă flacăra respectivă a voastră, a lor sau a relației. Da. Vreau să se arate asul de monede și patru de băte. Așteptați să faceți ceva frumos în casă, așteptați un dar de bani, eventual, care să vă ajute să vă cuplați, să vă întâlniți, să vă bucurați de niște prieteni, ori acasă să vă bucurați de o investiție, repet, ori de, de o prietenie foarte specială cu cineva. Pentru că patru de bâte înseamnă foarte mult, foarte mult, dar și astfel de, de monede. Puteți să începeți, o aveți potențial să începeți ceva nou, mai ales că acum eclipsa aduce și potențiale, da? Eu așa văd, um, un potențial, o nouă relație, o nouă fază, transformarea de după, da? O nouă relație care poate să ducă, nu musai către mariaj, cât către o relație armonioasă, stabilă, în care vă bucărați, nu vă mai chinuiți, cum au tendința să atragă scorpionii, da? Chinuri și leșinuri. La capătul, e, yeah. chinuri și leșinuri la capătul setului de cărți, trei de, 10 uh, de spade, da? Moartea și renașterea despre care am vorbit. Ia uite și moartea reapare într-o relație cu un suflet pereche, dintr-o altă viață, din copilărie și din copilărie dacă este poate să fie tot dintr-o altă viață, adică se merg mână-mână mesajele, da? Mesaje, te, 6 și cu 3, 9. Vă, 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 bucură și vă bucurați unul de altul emoțional, dar a trebuit să vă... Ia, vedeți? Am zis bine. A trebuit să transformați această dragoste. Să alegeți. Ce alegeți, dragii mei? Bucuria? Bucuria cu prietenii, cu oamenii care vă apreciază și împărtășesc sau durerea transformării, a neîmpărtășirii, a detașării, a dezamăgirilor, a dezamăgirilor în dragoste. Oh, ho, ho! Oh, oh, oh. oh, oh apă, aer, apă și aer pentru noi. da am văzut și un pic de pământ și un pic de foc. Nu contează toate elementele, le avem cu toții, nu contează zoia pe care o avem, da? Nu uitați. Scorpionuțe. Soare, luna, a ascende de nord în scorpion, iunie 2020. Nici o să fie uite. iute. Hai să vedem. Central, iau te puterea. Vă luptați cu voi. Am apărut într-o... Nu mai știu că au trecut câteva zile. Unde am mai apărut? a mai apărut la o zodie. Tot așa, lupta. Lupta interioară. Provocarea este 3 de monede. Construcția. Aveți credință, interesant, o puterea, 8 scorpionul, casa opta a scorpionului, da? Omorâți ego și crește spiritual, aveți credință, pentru că asta înseamnă femeia, nu înseamnă zodia fecioare, înseamnă să aveți credință, că vă puteți ridica din acea latură pe care toți o avem, da? Instinctiv, care are cum am zis mai devreme, tendința să nu neapărat să urască, poate unii că scorpionii pot să urască foarte mult pe cât și iubesc, dar să, să trăiască așa într-o ranchiună, într-o dușmănie, într-o ceva, bă, că nu iese, dușmănie pe viață, pe nu știu ce. Dar știți, știți că zic, ce, ce, zic știu din experiență și că și cunosc scorpionii și sunt un pic de scorpion. Astfel de monede are apărut în trecut, în trecutul apropiat cinci de băte, conflicte, iar lupta aceasta care se regăsește și central și în ultima vreme vă luptați pentru ceva. În viitor, ce apare justiția, aveți, oh, aveți niște chestiuni legale, tribunal, pf, să văd dacă pot să și clarific, că am zis că încerc să fiu mai iute cât au trecut, au trecut o minute. În prezent aveți faetonul. Aici este decizia să mergeți către destinul vostru. Să merge, să alege, să a venit din Și Faeton nu au de ales, da? Are de ales, pardon. Și Faeton nu are de ales. Pentru că n-ai cum, de până, nu poți să pleci în călătorie până nu știi cât de cât destinația. Măcar o parte din traseu. Și restul, mai e și surpriza vieții. Sfatul e să se încheiați capitolul acela despre care poate sunt mai multe. Eu știu un capitol pe care trebuie să-l încheiați. Ca altfel, poate îl încheiați în justiție sau nu îl încheiați. Dacă îl încheiați, se face justiție dreptate divină. Ideea este să e interesant că este muf și aici, și aici, da? În momentul în care încheiați voi de... cu credință, cu energia pozitivă pe care o puteți aduna, se va manifesta justiția divină în viața voastră. De ce ce ți sfatul? Încheiați capitolul. Învățați lecția, este Saturn varianta superioară. Învățați lecția, ridicați-vă, ieșiți din cercuri, ieșiți din această energie fixă în care sunteți și voi scorpioni, autei, vulturii. Exterior, patru de cupe. Cineva plânge după voi, e o ocazie pierdută. Aici este, voi. probabil un alt semn de apă sau cineva care va atinge e, luna. Am văzut și luna în timp ce am amestecat cărțile. Poate să fie orice alt semn. Este cineva care va atinge luna, care va atinge inima într-un fel sau altul și aveți și unul și altul, vă, vă luptați cu ego pentru aceast, această poten, acest potențial. Care s-a pierdut? Din ce motive? Din cauza unor invidii? Din cauza din viața voastră? Poate ați avut voi concurență, oameni, familie, prieteni care s-au băgat. Poate au avut ei. Da, e... Această intervenție, cinci de spade, care a îngreunat manifestarea unui potențial superb cu cineva. Și aici este. Exteriorul exterior este patru de cupe, cineva plânge după voi, că a pierdut ocazia, că ar fi vrut să fie dragoste și au rămas lacrimi, el, au rămas prieteni, au rămas alte lucruri. Și frica este și a voastră, și a lor. Mai se va ma mai manifesta acest, această cupă, acest potențial se mai manifestă? Pe de-o parte și el îl așteaptă, vă așteaptă și pe voi, vedeți, să se întâlnească cele două cupe. Da, e în poziția fricilor și voi vă gândiți, mai vine să-și ceară scuze, mai vine romantic, ultimul romantic. Că scorpioni au și nevoie de romantism, da? tocmai ca să iasă din stările pe care le au în general. Ce își doresc scorpionii să discute. Da, asta e nevoia de discuție. Și valetul și cavalerii deci, comunică, însă valeții comunică mai mult, cavalerii și acționează, dar, adică nu rămân doar la nivelul vorbelor. Ce reuși... Oh, frumos! Ce reușiți să faceți? Șase de cupe. Să vă împăcați cu cineva, să vă întâlniți cu acest suflet pereche, să vină e exact cu aceasta pe care o așteptați și voi și ei. Se gândește să o duc să se suie pe cal, să o aducă, să o trimită, să o exprime, să o... Deci acțiunile vorbesc puternic. Acțiunile. Acțiunile reprezintă cavalerul, da? Dar și comunicare. Pentru că noi comunicăm nu doar prin vorbe, dar și prin gesturi, da? E frumos. Pare, pare frumos. Doamne ajută. Doamne ajută până la sfârșitul lui Iunie și atunci se merite întârzierea acestei etalării. Ia uite, extraordinar și frumos, trei de cupe, vă, chiar vă bucurați, Doamne, ajută! Ia uite, vedeți, a revenit uh, formatul acesta de cărți. Încheiați acest ciclu de durere, de. Încheiați, gata! la capătul setului de cărți, încă visați. Da, oh, ce frumos, încă visați la cineva care a plecat. Poate voi ați plecat, poate ei au plecat, că dar doar există lacrimi din exterior. Și cred că și voi ați plâns, că se vede că ați plâns și ați suferit, na? Chiar dacă n-ați arătat, poate că unii scorpion nu arată. Alții se manifestă prin aceste lupte, da? Șapte de cupe. E o speranță. Aveți credință. Șapte număr cu credință. Aveți credință că se va manifesta această dragoste. Opte cupe merge către nouă. Sau cine a plecat, a plecat către nouă, mai bine zis. că o vibrație mai degrabă a trecutului. Cine a plecat, a plecat către nouă. Că ați plecat voi către autocunoaștere și, uh, și dragoste față de voi. Că au plecat ei a trebuit să se luptă și ei să se, ho -ho, să se lupte cu concurența, cu tentațiile, cu uh, niște relații puizante, regele și regina de, de băte și în spat, și între ei zece de, de băte. Responsabilități, consum mare de energie. Însă, se pare că unul dintre voi a avut o relație cu care s-a luptat, care a fost între voi doi. Se pare. Și atunci justiția poate să reprezinte și zodia cuiva cu care aveți de-a face, zodia leului, iar poate să reprezinte al racului, alte zodii de apă, de aer, există, dar în mod, și, în mod special rac, leu, fecioară și balanță și semne de apă, repet. Justiția asta, Poate să înseamnă și echilibrarea situației, dacă ați suferit în trecut, pentru că se vede că ați suferit, da? Pentru că suferința asta, de fapt, e exprimată de această luptă. Optul nu e ușor! Doar sunteți scorpion. Casa opta nu este ușoară, este una dintre cele mai grele case, da? Și zece de spade exprimă foarte bine această casă. Și aici este provocarea să nu vă mai luptați, să renunțați la aceste dureri și să vă bucurați. Și cum să vă bucurați constructiv, productiv, să construiți, dacă vine cineva, că se pare că vine, șase de cupe așa arată, se pare că vine cineva să echilibreze situația, să facă justiție într-un fel sau altul, da? Divină, legală, în tribunal, în ce o fi. Vedeți și voi. Ideea este să colaborați. Aici e provocarea, colaborare. Și provocarea mai este și faptul că a intervenit cineva în acest potențial, da? în acest potențial a apărut încă, da, între voi doi da, am apărut o persoană, da? Cinci de băte, regina de băte pe care am văzut-o, da? A apărut. Acum lăsați-le în trecut. Aveți credință. Aveți credință. Hai să clarificăm. Totuși, patru de cupe în exterior. Ho, ho, ho! Dar ce multe cărți! În primul rând, șase de monede. Cineva vrea să colaboreze cu voi. Clar. Vrea să lucreze, de-aia apare și 3 de monede și 6 de monede. Da? Vrea să lucreze. Vrea să echilibreze situația acest personaj. Poate că n-a fost drept la un moment dat. Da. Uhu, ce frumos! Magicianul și Marea Preoteasă. Nevoia iar. Acest personaj vrea să ofere scuzele de rigoare. Ar vrea. Ar vrea să schimbe energia. Aceasta dezechilibrată, probabil că la un moment dat nu s-a oferit reciprocitatea despre care am vorbit mai devreme, n-a existat și se vrea acum reciprocitate. Această lipsă de reciprocitate a provocat lacrimi, poate cineva a stat mai prea mult influențat de prieteni, trei de cupe, cinci de băte, de prieteni sau de alte cupe, da? Și uite, așa s-a creat, să zic, o situație aparent manipulatoare sau poate chiar reală manipulatoare. Unul dintre voi a știut de ea, a știut, a intuit și a plecat. Marea preoteasă, mă spece, anume aici. Am văzut-o mai devreme, da? 8 de cupe. Cineva a plecat către nouă. Către alte lucruri care i-au menținut echilibru și satisfacția interioară. Acum, cine a dezechilibrat și manipulat în mod negativ situația, acum își dorește să o prezinte, să comunice. În așa fel încât să schimbe energia, să comunice și Mercur și Mercur retrograda, valetul de cupe, amândouă susțin comunicarea. Poate că o să fie o comunicare în secret, poate că o să vi se spună despre niște lucruri pe care nu le știți, poate le-ați intuit, da? vedeți și voi cum se va manifesta. Ideea este că acest personaj își dorește să echilibreze ce nu a fost echilibrat. Că la un moment dat va lăsa pe voi cu mâna goală și a dat altcuiva. Da, și acum vrea să echilibreze. Apare justiție, clar, balanța apare de două ori. Și nu musai ca zodie, cât ca energie. Da? Și ce îmi place? Îmi place la maxim. Cele două cărți seamănă foarte mult. În ambele sunt doi stâlpi și marea preoteasă și justiția, iar dacă justiția este mult mai ancorată în această lume legală, materială, aceasta este mult mai intuitivă, amândouă înțeleg ce înseamnă echilibru și justiție. Amândouă, echilibru și justiție. Justiție e divină, mai degrabă aici o înțelegem, dar se manifestă, degeaba e în alte planuri, dacă nu este și în acest plan, trebuie să se manifestă și aici. Sper că ați înțeles, că sunteți toți. Da, cam asta este despre acest personaj. Au ieșit multe cărți, dar are multe de spus. Multe au fost ținute în secret, să zicem, din, și nu se secret că, vai, cred că a fost o protecție, așa simt, a trebuit să se protejeze niște lucruri de alte personaje, de această concurență, de acest personaj cu care se luptă unul dintre voi. Rețineți, cineva se luptă. Poate nu fi doar luptă interioară, poate chiar o fi o luptă reală în viața de zi cu zi pentru că este central, nu e doar inima, este în viața de zi cu zi, cineva se luptă continuu cu, cu o forță intensă, puternică și egotică sau egoistă, mai bine zis, nu egoistă. Voi, ei, poate că amândoi, dacă sunteți flăcări gemene se reflectă, da. Și apare central, adică cu alte cuvinte vă blochează inima. Această luptă pe care trebuie să o dați zi de zi și voi și ei într-o situație. Și cu alte cuvinte, nu puteți să vă transformați. Și aici este provocarea. Transformați-vă, creșteți, pentru că aici e o catedrală, este un lucru de artă, e, e un lucru prețios să lucrezi cu inima ta și cu sufletul tău. La capătul setului de cărți s-au oprit aute. Cineva speră, oh, semn de aer pentru unii. Aici exterior vorbeam. Cineva speră să vină, ia uite, E dezamăgit, ați fost dezamăgit și alții, regele de cupe voi, ei, sem de apă, în ce sens iau ce și scorpionul, da? Și în dragostiții. Da, a fost dragoste, iată. Exact dragostea despre care am zis, care s-a transformat. O dragoste profundă, dar care a stat pe loc din cauza dezamăgirilor. Și acum acest personaj care vine din exterior vrea să vină să comunice. Că speră că va fi stabilitate. Eventual speră că vă veți căsători. Unii dintre voi speră o căsătorie, acest personaj. În fine, hai să vedem lumea. Clarificăm lumea pentru că e important sfatul. Sfatul este, da, încheiați capitolul, ce a suferit, a suferit, încheiați și 10 și 21, da? Lumea. Da. Încheiați capitolul. Liniștiți-vă, vindecați-vă. Posibil, unii trebuie să vă vindecați de un semn, poate și de un semn de aer și de un semn de pământ sau un semn de aer care a fost soț sau eu știu ce personaj important sau invers, un personaj important care v-a adus de acea dezamăgire despre care am vorbit. Trebuie să ați avut timp, în primul rând, credință, nu doar timp. Pentru că apare aici un înger și zice, aveți credință, da, de la început a spus. Credința că Veți pune în ordine gândurile. Este o chestiune, este un personaj care va da stabilitate financiară. Poate să nu aibă legătură cu povestea aceasta, cu împăcarea. Poate să aibă legătură cu alte chestiuni. Acasă, am văzut, da? Pentru că sunt lucruri în paralel. Casa voastră, familia din care vă trageți, familia pe care vă faceți, prietenii, iubirile, amorurile pe care le trăiți, da? profesia, da? sunt chestiuni separate. Și atunci încheiați acest capitol. Un personaj care? Ce simt? Posibil un personaj care a încercat să vă domine financiar, dar vindecați această, e patru și aici E un semn fix. Pentru mine semnele fixe țin de numărul 4, da? Ieșiți ca să înseamnă. Aveți taur și aici avem și scorpionul și avem și leul. Și avem și vărsătorul, semne de aer, să zicem, care se regăsesc în toată în întreaga etalare. Ieșiți din această energie fixă. Nu mai stați cu frica că acasă aveți nevoie de stabilitate financiară. În primul și în primul rând, dragi mei scorpion, acasă avem nevoie de pace, nu de lupte. Da? Și stabilitatea financiară ne o facem când suntem în pace, în credință și în dragoste. Pentru că nu trebuie să avem averi. Da? Nu trebuie să avem averi ca să fie bine. Încheiați acest capitol. Și aici este. Aveți credință. Ieșiți din patru ieșiți. Interesant că și aici este un cerc, și aici este un cerc, ieșiți. Transformați. Găsiți-vă lumina. Și posibil, nu posibil, cu siguranță așa este. O parte din sau uh, lumina se regăsește și prin uh, împăcarea cu cei care vin sincer în fața voastră. Lumina, speranța o găsim și în dragoste. Da? Mai ales în dragoste. Sună ciudat că am zis și mai ales în dragoste. Pentru cei care ați stat foarte mult în aceste lupte. Eventual luptă pentru stabilitate în casă, pentru că e pe o curte aici, da? Un potențial și am văzut aici, dezamăgiri. Asta e. Iar, iar reapare. Și în momentul în care veți face acest lucru, va veni cineva hotărât să exprime, ia uite, Regina de Cupe, să vă exprime voi, lucru de valoare sau felul în care sunteți văzuți și n-ați știut pentru că n-au exprimat din cauza că voi a trebuit să încheiați un capitol și voi și ei. Acest personaj trebuie să vină. Vrea să o ia de la zero. Iar apare regele, uh, regele de spade și, cava, și cavalerul de spade, da? a fost tăcere între voi, deși a fost un potențial care mm, nu s-a manifestat din cauza amânărilor. Ia uite, iar apare moartea, iar apar trei de spade, dar din cauza dezamăgirilor. Asul de spade, asta înseamnă. A, cineva a înțeles. Și a înțeles mai de mult, dar probabil că acum de-abia face mișcarea. Pentru că depinde și de voi, dragii mei. Depinde și de noi. Pentru că și noi trebuie să renunțăm la niște lupte ale noastre personale, în viața noastră personală, ca să ne eliberăm, înțelegeți, de această vibrație și să atragem vibrația împăcării a, a noului. Clarificăm valetul de spade. Deci, în prezență, aveți faetonul și voi trebuie să alegeți. Și ei trebuie să aleagă. Hopa. e extraordinar. Deci, cineva chiar vrea să vină să vorbească. Se vede, da? Și valetul și cavalerul de spade. Iute ca vântul. Iute ca vântul. Și are multă pasiune. Da. A care a tot visat cât timp a plecat voi. Da. Sau ei, în fine. Cât timp a fost acea uh, detașare energetică, emoțională. <gângânt> Ia, justiția. Justiția. Fuguța, fuguța, fuguța. Că am zis că mai scurte. Ok. Ce frumii, frumii! Justiție, am zis, se face, justiție divină se face prin vindecare, dacă ați avut probleme. Da, de sănătate. Și cred că despărțirea a fost dureroasă pentru unii, se vede aici, că unii chiar au stat la, spa, la pat și voi și ei, și la pat, așa măcar, chiar dacă n-au fost bolnavi, au stat așa într-o depresie unii, că se vede și la patru de cupe, da. Deci justiția divină se face, dragii mei, în primul rând, prin vindecare, prin credință. Asta înseamnă cartea credinței pentru mine, de cupe. Și aveți credință, da? Și dragoste, împăcare. Mai luați cupa. Dacă cineva oferă ceva, un buchet de flori, ar fi frumos. Ce frumos! Mai te oferă un buchet de flori. Și cupa în acest moment mi imaginez folia în care e îmbrăcat buchetul de, de flori. Știți că se transformă ca o cupă, da? Ca un con. E o cupă, de fapt, la capătul setului de cărți. iar. Această dragoste foarte profundă, foarte profundă. Cineva eventual a trebuit să renunțe la o relație stabilă, la, la o relație, la o familie, ceva, a trebuit să aleagă între familie și transformare. Și familia aceasta poate să fie o familie la locul de muncă, în sensul că pentru unii care lucrează de dimineața până seara asta, e familia lor, da? Munca. Clar. Da? Poate să fie familia din care se trag sau o relație de lungă durată, familia pe care și-au făcut-o. Da, asta e. Trebuie să aleagă, iau între familie și bucurie. Ce alegi? Familie sau transformare? Ce alegi? Dragoste adevărată. Se alege, da, frumos. Doamne, ajută, dragoste adevărată. Vă pup, dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau ceau.